fac toate butoane. Natura este o masă extrem de agresivă. Nu permite apropierea la timp nici a omului, nici a altei specii de pradă. Nu se sfiește să dovoare. Yo, my brothers. Brothers from another mothers. Yeah. This is Ivan, the businessman. Ivan, the carry man. Poate atinge o viteză incredibilă de aproape 390 de km la oră, iar ce se numește la noi este la dar a fost acest experiment. O să spun că în multa familie din nou. Suntem din nou la Expo Fishing and Hunting 2020. Azi este duminică, 9 februarie, ultima zi de târg. Și m-am gândit să vă fac și vouă, dragilor mei, abonați, un tur al acestui târg. Să vedeți ce mai e nou, care sunt expozanții care pentru 2020 au ales să participe la acest târg. Prietenii noștri de la Rich Monkey, bineînțeles. Tony, say something for Romanian people. Hi guys. Este 1 ceasul și vedeți că sunt foarte mulți oameni inclusiv la această oră. În ideea în care la ora 3 deja se va termina acest târg. Conform istoricilor, partea de acolo cu presă de pradă s-a născut, a apărut undeva în negurile omenirii acum 6.000-7.000 de ani, undeva în zona munților Altai. Ce avem aici? Și astăzi este o delimitire foarte apreciată de către locuitorii acestor țări. Eu, cum spuneam, și la noi s-a șoimărit, după cum, dacă știți și a studiat un pic istorie, veți vedea că Decathlonul, cu un stand foarte mare în acesta, au scăpat de cele mai multe ori de birurile grele cerute de Imperiul Otoman sau de Regatul Maghiar, plătind în loc de vite, în loc de grâne, în loc de miere, păsări de pradă, dresate, capturate și dresate. Pentru că vânătoarea cu păsări de pradă a fost un privilegiu al capetelor încoronate din toată lumea, nu numai din Europa, ci și din Asia. Iar un șoim bine dresat valora, conform de cuvântelor vremii, cât câteva perechi de boi sau de vaci. Deci vă dați seama că strămoșii noștri preferau să caute și să prinde și să dreseze aceste piese din măsură, ca să salveze astfel la părere. Rangerul, varianta cameră. Senzorul cu un stand foarte mare anul acesta, au și o tombolă aici. Fabrica de nadă, Dr. Fishing, Sticky Baits, Fox Rage. Hai să facem un ocol. Go Carp Team, prietenul nostru Sorin Zaharia. Cele mai bune boile sunt de pe piață. Domnul Mădălin, cei mai buni plumbi, se știe.
Te mai uiți la ele, mai cauți la dinți. E 6 și 4 acele, te l-au amestecat. Uite, ultimul. Am tipul să am. Ia zi, domnul Sorin, ce avem pentru... Să prezentăm niște dumbbell-uri special pentru primăvară. Foarte bine arată. Monster Crab. Și Spicy Krill. Spicy Krill și Big Muscle. Bineînțeles că domnul Sorin oferă și servicii de rulat boilesuri. Uite așa avem aici. Cu bilele din Bosnia. Sorin, mult succes și să faci bine la fel de bune și de acum înainte. Mersi mult. Te-am pupat, pa. Navitas. Angel Carp. Trebuie să ne luăm și noi o ladă. Ce teste fac voi de aici, veleți? Care cred că sunt de somn. Și plac. Pusele alea, dacă nu le-ați văzut până acum, de la Pelser. Cât e la 430? Stai așa să...
știți cu toți fisele astea de la Peltzer. Avem ofertă la este absolut special pentru toți acestea. E așa văzut în catalog, în catalog. La două gălesi cumpărate, deci dacă aveți două. Delfin? Hai să facem aici o... Cu băieții dau un Peugeot cadou anul acesta. Total fishing, bineînțeles, prezenți an de an. Fishing Mall-ul cu un stand foarte mare anul acesta. Dar cred că e comptat și Nash Gazebo.
Uite așa. Era un camo. Toată lumea spunea, nu doamne, că scade pește. Dragii mei, cam asta a fost turul acestui Expo 2020 de la Rom Expo, Fishing and Hunting. Nu uitați să vă abonați la canal, să apăsați pe butonul de like, să lăsați un comentariu și să ne spuneți ce anume ați cumpărat voi anul acesta de la târg. Până în clipul următor, fire întinse, v-am pupat, pa, pa!